Ce motive au cauzat această decizie și reținerea și arestarea lui Raul Wallenberg? S-au schimbat motivele cu timpul? Care au fost motivele atitudinii de neimplicare a Ministerului de Externe suedez în cazul Wallenberg? Ce s-a întâmplat pe 17 iulie 1947? Dacă Raul Wallenberg a murit atunci, cum s-a întâmplat? Dacă Raul Wallenberg a fost executat, cine a luat decizia? În cazul acesta, unde a fost îngropat? De ce în 1957 partea sovietică nu a dat un răspuns foarte veridic? Dosarul Wallenberg nu poate fi închis. Niciun document legat de soarta lui nu ar mai trebui să fie șampilat secret. Toate actele ar trebui puse la dispoziția cercetătorilor. Anunțul rușilor despre moartea lui Raul Wallenberg poate fi acceptat doar dacă poate fi confirmat dincolo de orice dubiu rezonabil. Aceasta nu s-a întâmplat. Pe de o parte, pentru că mărturiile că Raul Wallenberg ar fi fost în viață după 1947 nu au putut fi dovedite. Sarcina de a dovedi că Raul Wallenberg este mort revine guvernului rusesc. Competență inegalabilă, iluzii despre cultura funcționarilor suedezi, ochelari de cal. Uniunea Sovietică l-a luat pe Raul Wallenberg, mort în închisoarea sovietică. Faptele principale în ce stabilesc fapte de bază. Uniunea Sovietică nu a adus niciodată acuzații împotriva lui Raul Wallenberg, ucigașii lui Raul Wallenberg. Modul de tratare al conducerii Ministerului de Externe suedez, așa, se pare că nu a fost niciodată văzută chestiunea la Ministerul de Externe atunci. Guvernul sovietic l-a anunțat prompt pe Staffan Söderblom, ambasadorul Suediei la Moscova, că posesorul de pașaport diplomatic suedez Wallenberg a fost luat în custodie. Așadar, un motiv limpede de a-l căuta unde trebuie și de a-l găsi pe Raul Wallenberg pentru a-i clarifica misiunea, pentru a se asigura că este eliberat. Nimic din toate acestea nu s-a făcut. Raportul asupra acestui nimic demolează toate iluziile despre funcționari competenți și conștiincioși. Lipsă de responsabilitate, lipsă de putere de acțiune din partea conducerii politice suedeze și din partea primului ministru și a ministrului de externe al Suediei. Ironia este puternică. Contribuțiile umanitare ale lui Raul Wallenberg au adus faimă Suediei și totuși el nu a primit ajutor din această direcție. De ce Suedia a semnat în 1946 un contract comercial cu Uniunea Sovietică fără a cere eliberare?
De ce Suedia a semnat în 1946 un contract comercial cu Uniunea Sovietică în valoare de 10 miliarde de coroane suedeze, fără a cere eliberarea lui Raoul? Nu a fost găsit niciun document în arhiva Ministerului de Externe care să indice că guvernul suedez a adus în discuție cazul Wallenberg în tratativele comerciale. Dacă partea suedeză era extrem de interesată să ajungă la semnarea unui acord, se poate ca reprezentanții guvernului să fi încercat să evite întrebările care ar fi putut tulbura starea de spirit generală dintre Suedia și Uniunea Sovietică și care ar fi dus la nesemnarea acordului. Dacă, pe de altă parte, erau extrem de interesați de un acord din direcția sovietică, poate ar fi fost posibil să se profite de acest interes cerând extradarea lui Raoul Wallenberg. Dacă există vreo perioadă în care acordul de credit s-ar fi putut folosi drept mijloc de presiune în cazul Raoul Wallenberg, aceasta ar fi fost atunci, toamna lui 1946. Există, desigur, motive întemeiate pentru a ține discuțiile economice departe de tratativele pentru soarta unor indivizi. Sau, cu alte cuvinte, este acceptabil din punct de vedere moral să folosești mijloace de presiune economică pentru a efectua comerț cu oameni? Unde trage un guvern linia între interesele unei companii și angajamentul față de un cetățean încarcerat brutal? Motive politice, motive economice, motive economice ce țin de companii, motive economice ce țin de societate, motive ale politicii externe, motive ideologice. Indecizie. Jumătăți de măsură și potignel. Conform lui Vetrov, Suedia ar trebui în primul rând să își asume responsabilitatea totală pentru politica adusă de guvernul suedez în timpul războiului și să înlocuiască într-un fel paguba pe care această politică a adus-o ideii de Uniune a Națiunilor și mai ales Uniunii Sovietice. În al doilea rând, Suedia trebuie să interzică activitatea organizațiilor fasciste în Suedia și să eradicheze elementele fasciste din armată, poliție și aparatul de stat. În al treilea rând, Suedia trebuie imediat să înceteze propaganda antisovietică din presa scrisă și radio privitoare la comportamentul trupelor sovietice în Bulgaria, Cehoslovacia, Germania, insula Bornholm, etc. În al patrulea rând, Suedia trebuie să reglementeze în cel mai rapid mod cu putință problema expulzării în țara natală a cetățenilor sovietici din republicile sovietice Estonia, Letonia și Lituania, care în timpul războiului au ajuns din întâmplare în Suedia, și să coopereze în toate modurile cu Comisia de Repatriere Sovietică. Eu am fost criticat mai ales pentru că l-am declarat mort pe Wallenberg. Este bine să ai un țap ispășitor. Eu, Staffan Söderblom, sunt singurul suedez care a fost primit vreodată în audiență la Generalissimo Stalin. M-am folosit de ocazie pentru a obține o asigurare din partea lui Stalin că se va face tot ce se poate în cercetarea temeinică a cazului Wallenberg. Sigur că am fost foarte mulțumit să transmit aceasta celui mai puternic om din țară, ca să nu se mai spună că nu ne-am ocupat de chestiune în cel mai mic amănunt posibil. Și pe urmă, poate că și nutrisem speranța că dacă Stalin spune un cuvânt, o să dea într-un final un rezultat. Când reușești să obții o audiență de la cel mai de sus, nu e prea înțeles răspunsul unui asemenea favor, acuzând autoritățile rusești de a fi ucis pe Raoul Wallenberg sau ceva asemănător. Am avut grijă să las o ușă deschisă pentru viitoare negocieri și n-am vrut să spun ceva care ar fi putut înrăutăți situația. De aceea am și fost precaut în întrebările mele legate de soarta lui Wallenberg. El și-a descris vizita la Stalin de parcă ar fi văzut chipul lui Dumnezeu. Convorbirea a durat doar 5 minute, deși, conform agendei de vizite, Stalin rezervase o oră întreagă pentru vizite. Deci, Wallenberg îl cheamă. Da? Wallenberg. Stalin și-a notat numele. Wallenberg a trecut frontul spre Armata Roșie. Mai târziu, Wallenberg a fost văzut într-o mașină alături de soldați ruși. De atunci, Wallenberg e dispărut. Eu personal
personal sunt convins că Wallenberg a fost victima unui accident sau a tâlharilor sau bombelor nemțești sau Gestapo-ului sau a crucelor cu segeți. Totuși mi-ar plăcea să văd că primesc un comunicat oficial că au fost luate toate măsurile posibile pentru căutarea lui, chiar dacă, din păcate, până acum nu au dat niciun rezultat. Și o garanție, cum că vom primi și alte informații în cazul în care se află ceva despre soarta lui Wallenberg. Eu consider că cel mai important lucru din punctul de vedere suedez este stabilirea unor canale de comunicare funcționale cu autoritățile rusești și instaurarea unei colaborări diplomatice satisfăcătoare. Din acest punct de vedere va fi judecată munca mea de aici încolo, la Moscova. De multă vreme îmi fac griji cu gândul la întrebarea dacă cetățenii sovietici arestați în Suedia s-au mai întors în țara lor. Din câte am auzit, li s-a comunicat că nu li s-a va întâmpla nimic rău dacă se întorc acasă. Nu am niciun motiv să presupun că aceasta nu ar fi conform cu adevărul. În ceea ce mă privește, eu cred că cel mai bine ar fi să evităm pe cât posibil discuțiile despre problema baltică și problema refugiaților aici, în Moscova. Altminteri, mi-e teamă să nu ne aflăm în fața unei noi afaceri Sidorenko, a riscului de a ne trage nemulțumirea rușilor. În timpul întâlnirii mele cu Dekanozov de la Ministerul de Externe, eu, Söderblom, am subliniat faptul că ar fi regretabil să asociem în context internațional o problemă cu cealaltă. Domnul Dekanozov a constatat că, într-adevăr, nu intră în discuție să facem o problemă dependentă de cealaltă și a făcut declarația. Nimeni nu poate nega că dacă un cetățean din țara A se află în țara B, reprezentanților oficiali ai țării A ar trebui să li se permită de către autoritățile din țara B ca să intre în contact personal cu compatrioții săi. Dumneavoastră, ce ați spune dacă aici ar exista suedezi cu care vi s-a refuzat contactul? A întrebat domnul Dekanozov. Și pot apărea cazuri în care Söderblom să-și dorească un contact personal. Că Wallenberg s-ar fi putut afla în închisoare în Uniunea Sovietică, se pare că lui Söderblom nu i-a trecut prin cap în acel moment. În Budapesta se intenționează numirea unei străzi după Wallenberg și ridicarea unui monument în memoria sa. Inițiatorii acestor manifestări de omagiu, după toate aparențele, trebuie ca o pornire de la premisa că el nu se mai află printre cei vii. Aș dori să vă spun deschis opinia mea personală legată de această chestiune. Bineînțeles că știu că opinia mea nu poate avea o natură personală, însă în acest caz doresc să vă rog să o considerați personală. Eu presupun că Wallenberg nu mai este în viață. Ar fi excelent dacă aș putea primi un răspuns tocmai în acest sens. Adică să mi se spună că Wallenberg a murit. Ar fi necesar în primul rând pentru mama lui Wallenberg, care încă speră că fiul ei este în viață și își irosește puterea și sănătatea într-o căutare fără sens. Vreau să subliniez încă o dată că dorința mea de a primi un răspuns de la Guvernul Uniunii Sovietice reprezintă, bineînțeles, o cerere personală și concepția mea personală. Neutralitate? Nemții puteau trimite câți oameni voiau pe apele teritoriale suedeze, escortați de flota marină suedeză. Soldații trimiși pe căile ferate erau întăriți, iar pe soldații plecați în permisie, care se întorceau, Suedia nu-i putea controla. Trenuri lungi, secrete și amenințătoare duduiau tot timpul prin gări, alături de trenurile obișnuite. Material de război pentru Norvegia, arme pentru războiul nemților și al finlandezilor împotriva Uniunii Sovietice, prostituate pentru bordelurile de campanie. Soldatul Schmidt a plecat acasă în permisie din Norvegia ocupată și s-a întors pe același drum. Trafic de soldați plecați în permisie, un joc pentru galerii. Războiul a înaintat prin Suedia, fără graffiti, fără proteste. Niște acțiuni de protest adevărate ar fi fost scrisori frumoase trimise nouă, aici, în viitor. Poporul suedez și-a îngleștat pumnul în buzunarul de la Madrid.
2.140.000 de soldați germani pe căile ferate suedeze timp de 3 ani. Astfel a fost încălcată scumpa și stricta noastră, a voastră, neutralitate. Nepotrivit să amesteci interesele personale, economice și politice. Însă, Marcus Wallenberg nu s-a dat înlături de la așa amestecare lucrurile în timpul războiului. În tunurile, mitralierele, tancurile germane și tancuri de luptă, fierul suedez, bombardiere nemțești, dotate cu lumeni suedezi. Când Raoul Wallenberg a fost arestat în ianuarie 1945, Marcus și Jacob Wallenberg erau unii dintre cei mai influenți factori de decizie din Suedia, în ciuda problemelor pe care le întâmpinau ca urmare a anchetării afacerilor economice pe care le aveau cu Germania nazistă. Imperiul Wallenberg se ocupa de afaceri de camuflaj și făcea un joc dublu. În spatele unor afaceri ale lor se aflau companii germane, motivul? Obținerea de profit. Și împrumutau bani companiei germane IG Farben, care producea pesticidul pe bază de cianură Zyklon B. Documentele din arhivele Ministerului de Externe arată că SKR a semnat cel puțin un contract controversat cu Ungaria ocupată de naziști. Asta a condus la proteste rusești și amenințări cu acțiuni legale. În timpul războiului, verii tatălui lui Raoul Wallenberg, Jacob și Marcus Wallenberg, principalul furnizor de rulmeni către Uniunea Sovietică. Iar Marcus a avut un rol decisiv în tratatul de pace sovieto-finlandez. În septembrie 1944, biroul central al SKF din Göteborg a decis să vândă rulmenții în Europa. Printre altele, SKF Budapesta a vândut Germaniei. Instrucțiunile au fost trimise prin Ministerul de Externe suedez pentru a completa stocul de rulmenți transportat pe mare către Germania, Schweinfurt. Oamenii de afaceri unguri trimiseseră o cerere oficială către guvernul suedez pentru a relua schimburile comerciale dintre Suedia și Ungaria, care stagnaseră după ocuparea germană din martie 1944. Rușii erau cu siguranță familiarizați cu numele Wallenberg. Imperiul Wallenberg avea interese enorme în Europa Centrală și de Est, precum și în țările Baltice. 70% din exportul suedez către Europa de Est la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950 au fost rumenții. Rușii erau cu siguranță familiarizați cu numele Wallenberg. Nici o persoană privată suedeză nu a fost utilizată în serviciul politice externe suedeze, la fel de mult ca Marcus și Jacob Wallenberg. Teoretic, pentru cei doi frați ar fi trebuit să fie posibil să își folosească influența asupra unor personaje politice cheie, pentru a le libera pe Raoul Wallenberg. Nu există niciun document care să arate că ar fi avut loc o consultație între Ministerul de Externe și oamenii de afaceri Jacob și Marcus Wallenberg, referitoare la eventuale eforturi pentru a le elibera pe Raoul. Dacă cineva ar fi obligat guvernul suedez să adopte o poziție mai activistă, aceștia ar fi trebuit să fie verii tatălui lui Raoul, frații Marcus și Jacob Wallenberg. Concentrarea asupra liderilor politici suedezi și liderilor companiilor suedeze din 1945 a fost o normalizare rapidă a legăturilor politice și economice cu Ungaria și, în extensie, Uniunea Sovietică. De aceea, companiile suedeze au fost amenințate cu naționalizare din cauza ocupației sovietice în Europa de Est. Frații Marcus și Jacob au ținut sub o tăcere demnă de Greta Garbo, propriul rol în cazul Raoul Wallenberg. Ar fi important să știm dacă decizia evidentă de a nu se continua chestiunea legată de soarta lui Raoul s-a bazat pe informații primite prin canale private sau semi-private care i-au convins că Raoul e mort. Marcus și Jacob Wallenberg poate au ezitat să facă presiuni în cazul Raoul Wallenberg, în prea multă teamă ca afacerile lor dubioase să nu fie cercetate mai îndeaproape sau din cauza riscului de a pierde importante posibilități economice după război. Poate că lipsa lor de inițiativă s-a bazat pe o analiză de risc la rece sau, după cum s-a exprimat Serviciul de Securitate suedez, din perspectiva lui Wallenberg. Citat. O campanie împotriva Big Brother nu ar avantaja afacerile companiei. Sfârșitul citatului. Este posibil ca acești factori să fie acționat în dezavantajul lui Raoul,
când de fapt ar fi trebuit să se întâmple opusul. Nu totul este relativ. Să luăm Auschwitz, de exemplu. Acolo, vinovăția și nevinovăția pot fi ușor delimitate prin diferențierea clară între făptaș și victim. Problema vinovăției e mult mai complexă de atât. Cei care au refuzat să bombardeze șinele de cale ferată care duceau la Auschwitz sunt la fel de făptași ca și cei care s-au ocupat de camera de gazare? Și cu victimele cum rămâne? Liderii evrei care s-au concentrat mai mult pe crearea unei patrii decât pe salvarea semenilor de la o moarte sigură sunt victime în aceeași măsură? De ce toate celelalte victime ale victoriilor lui Hitler au primit atât de puțin atenție comparativ, de exemplu, cu milioanele de civili care au murit pe frontul de Est? Nuanțele exagerate pot duce la pasivitate și paralizie. Tot ce investigăm este colorat subiectiv. De aceea este greu de discutat despre oameni sau întâmplări într-o manieră obiectivă. Împins la extreme, acest lucru poate duce la greșeli în distinția dintre bine și rău. Dacă nu există adevăruri universale, atunci nu pot exista nici valori universale împărtășite de toată omenirea. Dar, Raul, istoricii se întreabă în ce măsură Raul Wallenberg a trebuit considerat un erou. Câte vieți a salvat el, de fapt? 100.000. Ori 10. Și mitul acela că Raul Wallenberg a fi luat cina cu Eichmann? Nu contează. Dacă victimele pot fi relative, atunci și eroii pot fi așa, nu? Raul Wallenberg poate că nu este acel erou perfect pe care și-l închipuie unii oameni, dar s-a ridicat din canapeaua sa confortabilă din Suedia cea pașnică și și-a riscat viața pentru a-i ajuta pe alții. Curaj pur, brut, atât fizic cât și moral. Aceasta este adevărata moștenire a lui Raul Wallenberg. Dar ceilalți, femeile și bărbații care au fost activi în mișcarea de rezistență din Ungaria, toți ceilalți implicați în acțiunile de salvare, nu au primit nici pe departe atâta recunoaștere ca Raul. Nu sunt și ei eroi în aceeași măsură? Unde sunt zilele lor comemorative? Unde sunt monumentele, străzile, timbrele, tricourile? Unele lucruri nu sunt pur și simplu relative. Sunt. Gandhi a luptat pentru indieni. King pentru afroamericani. Mandela pentru negri. Suedezul, în schimb, nu se luptă pentru suedezi, ci pentru alții, pentru evrei, nici măcar în Suedia, ci departe în sud, în Ungaria. Wallenberg este foarte important, un erou nenațional, un adevărat cetățean universal. One man can make a difference. One man can make a difference. One man can make a difference. One man cannot make a difference. One man can make a difference. One man cannot make a difference. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi. Dați-mi voie să încetăm. Precum un deus ex machina. Omul în care ne putem încrede când nimeni altcineva nu este de ajuns. Omul pe care îl putem omagia respectuos și solemn. Manifestări politice, ceremonii solemne. Alte căi sunt de asemenea necesare dacă vrem să se vorbească despre mine și despre valorile cu care sunt asociat. Reconstituirile sunt o parte importantă a mitului. Mitul ține eroul legendar în viață. Legendarul Wallenberg, complet lipsit de putere în fața imaginilor chicioase cu mine. Poveștile eroului legendar și mitul s-au contopit și au devenit una. Nu este nevoie de exagerări. Povestea bazată pe realitate este îndeajuns de impresionantă. Sunt folosit în scopuri politice, asupra cărora nu am control. Instrumentalizări. Eu servesc la promovarea Suediei în străinătate, la Asian Branding, și nu rămâne prea mult loc de examinare critică. Să fiu adus aminte, nu doar să devin o simplă amintire.
amintire redusă la vorbe goale, îndeplinirea birocratică a datoriei. Să fiu adus aminte, să fie adus aminte Holocaustul, nu înseamnă că am pătruns semnificația democrației, înțelesul drepturilor omului. Nu pe ceremonii memoriale se fundamentează gândirea critică. Acum când anul comemorării mele s-a terminat, începe serios munca. Vremea disputelor a trecut. Ne aflăm într-o fază nouă. Ei și-au cerut scuze. Ei? Suedezii. Göran Persson. Guvernul. Suedia. Acționând pasiv și stângaci și cerând scuze. În 2003. Alte informații decisive nu vor mai apărea probabil. Acum ar trebui mai bine să rezume și să accepte. Să accepte? Că le-a fost frică de ruși? Că rușii nu l-au trimis acasă? Că nu vom ști niciodată de ce l-a luat Uniunea Sovietică? Și de ce s-a descotorosit de el? Și că americanii au fost primii care au văzut cât de măreț este? Nu e de ajuns? Când o să terminăm de plătit? Niciodată. Vina e precum o lampă de sudură. E bine. Extrem de important. Raoul Wallenberg este din nou acasă. După luni de zile la Budapesta, după ani la Moscova, după ce SUA l-a răpit pe suedezi și l-a făcut cetățean de onoare american. Un mare erou internațional. Raoul Wallenberg este din nou acasă. Cărți noi, două biografii au apărut. Când? În 2012. În plus, primele două biografii suedeze apărute vreodată. Expoziții. Și domiciliul său permanent din camera Wallenberg de la Muzeul Armatei din Stockholm. O cameră de câțiva metri pătrați, unde el stă, sfert și uscățit, și vorbește la telefon. Atmosfera în noapte sepia a unui birou din anii 40. Îmi e dor de mirestele acelor creanturi. De mirosul de trapo și ceare de pachet. Ioana Dark a devenit o marcă de perte. Gustav Adolf, o prăjitură. Cel puțin în Göteborg. Napoleon, un coniac. Și Gustav al V-lea, gura al Suediei, o conservă de sardine. Bismarck a ajuns marcă de hei. Thank you.
Bogdan Amira, studentul